Această rugăciune este pentru toți cei ce o ascultă și o grăiesc împreună cu mine. Tot ce îți cer este să asculți această rugăciune până la sfârșit, să te rogi cu încredere și cu speranță în Dumnezeu și să lași totul în grija Lui. Și acum să ne rugăm. Sfinte și atotputernice Doamne, Cel ce cu nespusă blândețe ai iubit pe cei ce te-au rănit și te-au batjocorit și pe cei ce cu necredință te-au primit și încă și pe cei ce moarte ți-au dorit, Cel ce ai poruncit să iubim pe vrăjmașii noștri și să-i îndemnăm spre credință și pe cei ce ne hulesc și ne îndeamnă la rău, și să ne rugăm pentru ei și să-i iertăm, tot așa cum Tu ne ierți pe noi, cei cu păcate multe. Dă-ne, Doamne, putere din puterea Ta și grabnică și statornică înțelegere și răbdare, ca și atunci când sunt mâhnite sufletele noastre de amărăciunea faptelor celui necurat, să nu cădem în patima mâniei sau să slăbească credința noastră în Tine, ci ocrotește-ne, pururea, și apropie-te de noi și ajută-ne ca să putem trăi în spiritul împăcării și al blândeții creștinești. Dă-ne să iertăm din inimă toate vătămările ce ne-au fost trimise, iar voința răutăcioasă să o învingem cu smerenie creștinească și cu iubire și cu răbdare și cu încredere în atot biruitoarea voia Ta. Tu, apropie-te de noi și unește-ne în sfânta mântuirea Ta și îndură-te de noi, Tu, Cel ce umilești și apoi înalți, Cel ce îndrepți și tămăduiești sufletele celor cu credință și fără de credință, și Cel ce ești zid neînvins în fața tuturor dușmanilor, văzuți și nevăzuți. Dă-le, Doamne, vrăjmașilor noștri, pacea adevărată și iertarea păcatelor, și nu-i lăsa, Doamne, să părăsească viața pământească fără a cunoaște credința adevărată și puterea Ta nemăsurată. Iar nouă, dă-ne, Doamne, putere să răsplătim răul cu bine și să fim pururea feriți de ispite și de primejdi, și să Te putem slăvi și mări și mulțumire să Îți aducem în tot ceasul. Doamne Sfinte, Cel ce Te-ai arătat nouă și Cel ce binecuvântezi pe cei ce se roagă Ție, pleacă, prea bunule, urechea la ruga mea, căci din somn trezindu-mă, cad către Tine și cu glasul Îți caut îndrumare și mângâiere. Stropește, Sfinte Hristoase, sărmana inima mea cu roa cea dulce și plină de viață a harului Tău. Dă-mi, Doamne, și în această zi putere și credință ca să pot face voia Ta și fi alături de mine în toate câte mi-am propus. Eliberează-mă de toată îndoiala și neîndrăzneala și luminează-mi inima și gândul ca să mă pot bucura de darul vieții și ca să-Ți pot cânta
cu recunoștință slavă. Stropește, Sfinte Hristoase, sărmana inima mea, cu roa cea dulce și plină de viață a harului Tău. Dă-mi astăzi cuget bun, smerenie și aducere aminte, curățenie sufletească și ascultare. Dă-mi sănătate și răbdare, voință neclintită și blândețe, și ferește-mă de ispite, de oamenii vicleni, de focul patimilor trupești și de slăbiciunile sufletului. Și fii-mi Tu mie astăzi apărător, în fața tuturor primejdilor ce mă pândesc. Stropește, Sfinte Hristoase, sărmana inima mea, cu roa cea dulce și plină de viață a harului Tău. Și nu mă lipsi astăzi, Doamne, de bogăția arătată de Tine celor ce Te slăvesc, ci cu iubirea Ta înconjoară-mă și ajută-mă să răzbat tuturor greutăților într-un sfânt numele Tău. Și izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, ca să pot vedea cu ochii noi și curați frumusețea lucrării Tale pământești și să mă pot bucura de tot ceea ce Tu îmi dăruiești. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toată iubirea pe care am simțit-o venind de la Tine, pentru toată frumusețea pe care mi-ai arătat-o prin darul vieții. Îți mulțumesc pentru muzica tăcută și nepătrunsă cu care m-ai liniștit când Te-am chemat și pentru toată bunătatea pe care mi-ai arătat-o. Îți mulțumesc, Sfinte Duh al meu, pentru tot ceea ce m-ai făcut să înțeleg prin harul Tău, pentru toată lumina cu care mi-ai luminat sufletul, pentru toată bucuria pe care am trăit-o întru voia Ta și pentru toate visele pentru care m-ai învrednicit să lupt, îți sunt atot recunoscător, Doamne. Pentru mângâierea Ta din clipele grele, pentru că m-ai vindecat atunci când trupul îmi era slăbit, pentru că mi-ai dat curaj să cânt numele Tău în această rugăciune și pentru că mi-ai ascultat glasul și mi-ai iertat păcatele multe. Și de aceea Te rog, Doamne, să lășluiește și de acum în mine, ferește-mă de ispite și dă-mi putere să-i înving pe vrăjmași. Îndreaptă-mi gândul, vorba și fapta, astfel încât să mă pot arăta mereu înaintea Ta, cu suflet curat și fără de rușine. Și fă să sporească dragostea mea în Tine și în cei ce bine fac înaintea Ta, căci doar în Tine mă încred. Acum
și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu uita să împarți această rugăciune și cu alte persoane din viața ta. Și dacă nu ai făcut-o până acum, abonează-te la canal pentru și mai multe rugăciuni creștine. Dumnezeu fie cu tine!